Salut, camarați, bună dimineața, vă salut cu mare drag. Uite, am făcut deja prima tură de dimineață, acum că la țară e alt ritm ca la oraș. Am făcut prima tură, am găsit și o soluție să-mi spăl rufele, că era o problemă, că aici mai e o problemă cu apa, cu una, cu alta, nu e ca la bloc. Așa. M-am liniștit puțin și mi-am pus și eu să mănânc de dimineață, că acum sunt vloggerul gentilom, gentilom de țară, știi? Sunt vloggerul țăran. Am improvizat, că nu prea am găsit deocamdată soluții pentru pâine. V-am zis, pâinea e nasoală, o să încerc cu scovergi și după aia vedem ce soluție găsim, știi? Mi-am făcut niște paste făinoase, așa. Și aici mi-am făcut ceva, că o să vă vină apa în gură. Cinci bucățele mi-a dat o vecină, cârnăcior de casă, dar nu vă mai spun ca să nu vă ofticați. Au un gust de moare lume. Știți, stă pisica în coadă. Ia uitați, mi-a dat o vecină de pomană, cinci cârnăcior de casă și am trântit și două prăjite peste ei, că la țară acum dau cu lopata, dau cu cazmaua, dau cu sapa, dau cu fierăstrău, cu toporul. Deci e muncă, să consumă energie, trebuie pusă la loc. Mi-am luat și desert aici, mi-am luat ieri de la piață, ce îmi place mie, mere bot de iepure, cele mai nemaipomenite din lume. Și aici mi-am luat piesa de rezistență, 2 litri de lapte de vacă, e cald, cald, acum e de la ugerul vacii. Îl beau așa, că are niște enzime, niște chestii care sunt bune la sănătate. Deci, când ne fi mai rău, așa să ne fie, știi? Deci, cu lăptic de vacă de la Văcuța Văcușara, care o cheamă Mărioara. Așa, cârnați de țară, două ouă tot de țară, pastele cred că vin mai de la oraș. Dar asta e, nu poți să ai tot în viață cum vrei. Și lăpticul e piesa de rezistență. O să beau lăptic de văcuță la meserie, ce n-a văzut Parisul. E 9 fără 3 minute. Dacă și voi vă așezați la masă sau sunteți la masă, azi e duminică, zi de sărbătoare, vă doresc poftă bună, tot binele din lume, să aveți grijă de voi și de cei dragi. Trăim într-o lume care e basculată. Niște diliman vor să ne pună în genunchi, știți, așa că aveți grijă, stați cu urechile civite. Așa, deci v-am zis și mai am și la prânz, mai am și la prânz, uite, mi-am luat un kil de mandarine, nu prea mănâncă îngroașe sângele, dar nu prea sunt variante aici la țară să iau un kiwi, ceva, asta e. Deci mănânc paste făinoase cu cârnăcior de țară la meserie, două prăjite, și lăptic ca la cornul abundenței, știi? Aproape că am dat și la căței un pic, că cățeilor le place lăpticul la nebunie, lăpticul matern. Și eu aici merg pe lăpticul Mărioara, știi? Așa, deci hai să ne auzim de bine. Astă seară facem live-uri non-stop și foarte mult, să mai câștigăm și noi un dolar găurit, știi? Hai că vă pup, să aveți o zi minunată, rămânem precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!